O adolescentă în vârstă de 13 ani a fost la un pas de moarte chiar sub ochii celor dragi, după ce și-a prins părul în filtrul piscinei. Aceasta s-a zbătut timp de 2 minute sub apă până să o salveze cineva. Momentul dramatic a fost surprins de o cameră de supraveghere instalată în curtea locuinței. Pe imagini se poate observa cum adolescenta pe nume Maria Rita din Brazilia, cu un costum de baie turcoaz, își întinde picioarele pe marginea piscinei și se lasă cu capul în apă, chiar în timp ce mai mulți copii înoată pe lângă ea. La un moment dat, alunecă și cade cu totul în piscină, fără a mai ieși la suprafață.